Pace, frați păstori și lucrători ai Domnului! Luna aceasta, aici în Statele Unite, este hotărâtă o lună de recunoaștere a lucrării pastorale. Aș vrea să am un cuvânt către dumneavoastră, folosindu-mă de ceea ce spunea Apostolul Petru. Vă vorbesc vouă, păstorilor sau bătrânilor, prezbiterilor, între care și eu sunt un prezbiter, un păstor. Aș dori să am un cuvânt de încurajare pentru dumneavoastră, pornind de la faptul că slujba pe care o faceți este o slujbă înaltă, este o slujbă binecuvântată, dar, pe de altă parte, slujirea dumneavoastră este o slujire care vă pune într-o situație foarte ciudată, de singurătate. Păstorul este un personaj care este de foarte multe ori singur. Așa este Moise, de exemplu, în Exod, capitolul 18, când Ietro, socrul lui Moise, se întâlnește cu Moise, îi spune aceste cuvinte: de ce stai singur? Pastorația este o lucrare de singurătate de multe ori în ce privește relațiile cu semenii și preteniile. Să nu vă descurajeze lucrul acesta. Și ca să ieșiți din impasul acesta de singurătate, să nu aveți simțământul acesta acutizat de singurătate, din cuvintele lui Ietro pentru Moise, am pentru dumneavoastră aceste patru recomandări. Ca să ieși din singurătate, primul lucru este: îmbracă-te cu ascultare. Aici Ietro spune în versetul 19 din Exod 18: acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat. Ascultați cuvântul Domnului, căutați părtășie, căutați prietenie și nu stați în singurătate, pentru că acolo atunci cel rău vă lovește cu dezamăgire, cu decepții, cu depresii chiar și cu gânduri care nu întotdeauna sunt cele mai înalte să onoreze slujba pastorală. Dumneavoastră aveți o slujbă prea frumoasă și care trebuie să fie dedicată oamenilor și prin aceasta a spus să nu fiți singuri. Deci învățați-vă să ascultați. Al doilea, lăsați-vă sfătuiți. Aici Ietro spune: ascultă sfatul meu. Sunt oameni care ne pot învăța cu un cuvânt binecuvântat, care ne pot da un sfat potrivit. Soția este sfetnicul dumneavoastră cel mai apropiat. De asemenea, alți lucrători care simt cu dumneavoastră. Sunt oameni care se gândesc la binele dumneavoastră, chiar în bisericile pe care le păstoriți. Deschideți-vă inima și lăsați-vă sfătuit, consiliat. 3. Rugați-vă. Cuvântul Domnului ne învață că în orice lucru să aducem la cunoștința lui Dumnezeu problemele noastre. Impasul în care v-ați putea găsi la un moment dat, dezamăgirea pe care o aveți la un moment dat, chiar bucuriile pe care le aveți, aduceți-le la cunoștința lui Dumnezeu cu rugăciuni și mulțumire. Este învățătura Sfântului Apostol Pavel. Și apoi, în final, un lucru foarte important pentru noi lucrătorii, pentru dumneavoastră, pentru care este acest mesaj din partea mea și a Bisericii Emanuel, este acesta: învață pe alții să facă ce faci tu. Ietru i-a spus: alege niște judecători ca să te ajute, învață-i să știe să răspundă, să știe să ajute, să știe să se implice. Nu se știrbește deloc autoritatea slujirii pastorale dacă ucenicizăm pe cei de lângă noi să se ridice, să fie chiar mai bun decât am fost noi. Ceea ce noi trebuie să căutăm, ceea ce dumneavoastră trebuie să căutați, este gloria lui Dumnezeu, înălțarea Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de aceste cuvinte ale lui Ioan Botezătorul, când a fost determinat de contemporanii lui să ia o atitudine față de Domnul Iisus Hristos. El a spus: este timpul pentru mine
să mă cobor ca el să se înalțe. Uneori trebuie să ajungem și la concluzia aceasta că nu trebuie să facem altceva decât să căutăm să se ridice și alții, să fie chiar mai bun decât noi și prin aceasta să se înalțe numele Domnului Iisus Hristos. Iubiți frați păstori, dragi lucrători, să știți că sunteți iubiți. Nu fiți singuri, Dumnezeu este cu dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze viața, slujirea și casele. Amin.